Acum, ce șanse reale are Klaus Iohannis să ocupe această funcție și ce se va întâmpla cu mandatul de președinte dacă va fi numit secretar general NATO? Vorbim cu Marius Gârlașiu. Bună seara, Marius! Hai să ne uităm întâi ce țări, într-adevăr, l-ar sprijini pe președintele României, pe Klaus Iohannis, și cum se ia decizia, să le explicăm celor de acasă. Bună seara, Sandra, bine v-am găsit. Secretarul general al NATO este ales în urma unor negocieri diplomatice la nivel înalt, iar procedura cere consens și unanimitate, ceea ce înseamnă că președintele Klaus Iohannis ar avea nevoie teoretic de sprijinul tuturor statelor aliate. Vorbim despre 32 de țări după aderarea Suediei, asta în contextul în care marile cancelari occidentale, marile puteri din Alianța Nord-Atlantică, practic nucleul dur al NATO, și-a anunțat deja susținerea pentru premierul Olandei, Mark Rutte, și mă refer aici la Statele Unite ale Americii, la Germania, la Franța și la Marea Britanie. Însă președintele Klaus Iohannis are și el o șansă, pentru că statele din flancul estic al NATO, statele baltice în principal și Ungaria, de altfel, au anunțat că nu-l sprijină pe premierul olandez Mark Rutte, ceea ce nu înseamnă neapărat că își vor oferi sprijinul pentru președintele Klaus Iohannis. De asemenea, Turcia, a doua putere militară a Alianței, ezită încă să-și anunțe sprijinul pentru Mark Rutte, iar calendarul ar fi în dezavantajul președintelui Klaus Iohannis. De ce spunem asta? Pentru că actualul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, își va încheia mandatul la finalul lunii septembrie. Practic, de la data de 1 octombrie ar trebui să avem un nou secretar general al NATO cu puteri depline. Asta în contextul în care președintele Klaus Iohannis a făcut azi un anunț foarte important. A spus că nu intenționează să își scurteze mandatul. Mandatul președintelui Klaus Iohannis expiră abia pe data de 21 decembrie. Ceea ce înseamnă că dacă președintele Klaus Iohannis ar fi numit la șefia Alianței Nord-Atlantice, dacă presupunem prin absurd că ar obține sprijinul tuturor statelor aliate, atunci Alianța Nord-Atlantică ar trebui să fie condusă interimar în această perioadă între 1 octombrie și 21 decembrie, ultima zi din mandatul președintelui Klaus Iohannis. Tot de un român ar putea fi condusă, de Mircea Joan, actualul secretar general adjunct al Alianței Nord-Atlantice. Rămâne de văzut dacă președintele Klaus Iohannis va obține sprijinul aliaților în această cursă, în aceste negocieri diplomatice care încep din acest moment. Momentul decisiv va fi la summitul NATO din luna iulie de la Washington, care va marca 75 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.